De origine evreică, Silvia Hoișe a avut de suferit în copilărie, fiind deportată împreună cu familia din câmpul moldovenesc în Transnistria. A supraviețuit ca prin minune acelor chinuri și s-a întors după ani de suferință în țară, unde a studiat medicina și a ajuns un cercetător cunoscut. Împreună cu câțiva colegi a inventat formula vaccinului numit Polidin, care a salvat generații de oameni de la efectele devastatoare ale virusilor. Formula se baza pe creșterea imunității. Și ca să fim siguri că nu-i nociv, fiecare s-a injectat cu acest preparat. Și am văzut că n-a murit nimeni și nimeni n-a avut niciun fel de reacții, am fost sigur că se va putea folosi la om. După ce a inventat Polidinul, Silvia Hoișe s-a ales cu un nume nou, doamna doctor Polidin. Activitatea sa de cercetare a continuat, descoperindu-se chiar și utilizări spectaculoase până și în tratarea cancerului, iar pasul următor a fost unul revoluționar, un derivat al Polidinului cu administrare pe cale orală, fără durerea înțepăturii de seringă. Doamna Hoișe a păstrat toată viața certificatul inovator al Polidinului, alături de multe altele, obținute în urma celor 61 de ani dedicați medicinii și cercetării. A locuit într-un apartament modest, cumpărat în rate, în cartierul Ieșean Tătăraș, dar acasă pentru ea a rămas mereu orășelul de munte din Bucovina, câmpul lung moldovenesc. În 2016, Silvia Hoișe a fost premiată la gala Top 10 Suceveni, organizată de cotidianul Monitorul de Suceava. În 2018, cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, a fost decorată, alături de alți 43 de supraviețuitori ai Holocaustului, de președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. Silvia Hoișe s-a stins din viață marți dimineață la vârsta de 94 de ani. Peste exact o lună, doctorul Silvia Hoișe ar fi împlinit 95 de ani. Mormântarea va avea loc la cimitirul evreiesc din cartierul Păcurari, Iași, vineri, 27 mai 2022, la ora 11.